Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, s-a făcut de 7 și 19 minute. Bună dimineața. Sper că sunteți în drum spre mare, soare, fie că plecați cu avionul, cu mașina, cu trenul. Cu trenul se pleacă mai greu în țara asta. Salutăm pleacă. Toți ascultătorii noștri, oriunde ne-ați ascultat, cum era, Midnight Color. Eu după experiența de weekendul trecut, când am fost la mare, eu am plecat la mare imediat după ce a fost calamburul ăla pe autostradă. Da. Carambol. Carambolul, pardon. Așa, nu, lasă-mă că noi am înțeles. Așa. Știți ce zic? Da, Malșalierul. Așa, zic, domne. Mai poți? Și... Nu mai poate. Ba da, n-a fost foarte rău. Dar am făcut totuși. Ce n-a fost? Dar nici foarte drumul. Credeam. Dar am stat cu emoții. Da. La întoarcere aglomerat bară la bară. Și am decis de acum înainte, dacă mă mai duc pe litoral... În Constanța, Mamaia, numai cu trenul. Cu trenul? Da. Voi sunteți și mulți în familie, puteți să ocupați mai multe peroane, că asta este situația. La CFR sunt probleme de luciditate, din ce în ce mai mari. Adică? Eu nu știu ce se întâmplă acolo. Vor fi de la niște gaze, ceva, nu știu. De la ceva ce ieri am dat că au pus aer condiționat și ăla de răcire și ăla de căldură pe același stâlp în aceeași încăpere. Acum... Următoarea știre a fost că trenurile au început să plece fără pasageri, pentru că pasagerii sunt trimiși la alte peroane. Deci acolo cineva e pus pe farse. Da, trenul pentru Buzău, scrie Observator News, a fost anunțat pentru linia 5. Așa că te duci și cumperi bilet, nu? De la casele de bilete cu aerul condiționat dublu în interior. Depinde cum îți bate. Da. Și primești bilet, linia 5, pasagerii se anunță cu minți la peronul respectiv, linia 5. Garnitura venind la timp și a și plecat la timp, însă de la altă linie, linia 8. Îți dai seama. Da. Și aia probabil că se uitau, uite, de ce trenul ăla, ce gol e, nu se urcă nimeni, că se vede. Adică sunt vorba aia, trei linii mai încolo. Practic, surprize, surprize. Te aștept aici, nu vei regreta. Or fi crezut că n-au mușterii. Ajutați-mă și voi. Cred că se mai întâmplă la CFR. Colegi, când e cât un moment ăsta penibil, în care eu, mie mi-alunecă piciorul și cad în cântec, încep să cânt la radio, nu mă lăsați așa. Ce să facem, să râdem? Păi nu, că erai prea bun, stai puțin, erai prea bun în... Ți-ai ieșit cântecul ăsta. Vorbiți peste mine, aruncați cu ceva în cap. Ia mai încearcă o dată. Surprize. Te aștept aici, nu vei regreta. Nu vei regreta. Nu trebuie să faci. Nu trebuie să mă bag și eu peste. Oamenii care... Da, asta nu se vede. Fac așa, știi, sus. Bun. Asta e, oamenii care au cumpărat bilete la trenul de Buzău, de la linia 5, au rămas practic în gară. Adică nu. Luca are un mic delay, da. Mic lag. Avem întârziere, i-a plăcut în cele din urmă. Bun, scandal, proteste, chestiile. Au fost oferite bilete gratis la următoarele curse. Când? Unde? Auzi, nu când, de unde? E adevărat și asta, le spun și peronul ca lumea data viitoare, sper. Nu știu, păi ce farmec ar mai avea. Corect. O eroare, ce, ne-am mai distrat. Adică, o eroare. De la casele, eu mă, ce plictiseală e vara asta. Ia mă, hai să le dăm bilete. La ce peron e ăsta? La 5. Dă-le mă la altceva, la ce? La 8. Dă-le la 8. Să vedem ce zi fac. Și aia de la 9, dă-le la 2. Zi un număr până la 10. Da. 7. La 8. Linia 7. 8, am câștigat. Da. O eroare similară s-a întâmplat și în cazul trenului cu destinația Sibiu. Deci eu vă spun, acolo este o problemă, ceva, ori se distrează, ori sunt complet cheoni. Nu e clar că trebuie să iei peroanele la rând. Da. Să vezi unde pleci. La Sibiu... Bă, da, fusese anunțat pentru linia 14, dar a fost garat la linia 10. Bă, e și complicat. Avem gară mare. Aici pe peroane sau 18, câte ori fi, că nu mai știu câte sunt. Multe. E, dar vezi complicat. Că la Sibieni le-a dat mai aproape. Adică le-a dat mai mult timp. Știi? Era la linia 14, le-a pus la linia 10. Pentru 5 și 8 e mai aproape. Da, da, asta de la 5 trebuie să te duci mai departe la 8. Dar vezi că... În timp ce 10 e mai aproape de 14 dacă încep de la 1. Înțeleg? Nu înțeleg. Până la urmă și cu trenurile astea e la fel cum e cu corupția. Ne-am obișnuit cu corupția și trăim cu ea. Da. Așa și cu trenurile. Ne-am obișnuit că întârzie. Da. Și ea nu s-au contrariat că nu e tren pe peron, știi? De se duceau la unde se duceau ei. Toți pe peron, peronul gol, ei au stat liniștiți acolo. Da, corect. Întârzie ca de obicei. Adică probabil erau pregătiți pentru 2-3 ore să stea liniștiți. Noi stăm aici. Vezi și tu când pleci la mare data viitoare cu trenul. Păi asta zic, ei sunt mulți în familie și se ocupă toate peroanele. Nu, dar nu te duci tu ca fraierul, dacă ai anunțat trenul la 2, te duci la 2. Te la 4, cu oricum nu pleacă mai devreme. Mă duc, dar eu aș întreba, că nefiind obișnuit să circul cu trenul, m-ar contraria că n-a
tras la peron, la ora stabilită. Și aș întreba și eu, dar ce e break cu trenul ăsta? A enervat pe toată lumea. Cum e ce auzi, e cu trenul ăsta? Îți dai seama cum intră ăsta în loft data viitoare? Da, toată lumea se uită la el și zice, bă, ăsta e ăla de a veni cu CFR-ul. Da. Băi, da, auzi, asta CFR-ul e la pariuri? Se poate paria? Eu nu înțeleg de ce nu se fac pariuri. Bă. Da, la ce oră pleacă? La ce oră pleacă, la ce oră ajunge și mai nou și la ce peron trage de fapt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.